Seara Iisus s-a așezut la masă cu cei 12 ucenici ai Săi. Pe când mâncau, El a zis, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să zică unul după altul, nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, El le-a zis, cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre El, dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și i-a zis, nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Continuăm de la versetul 30. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și i-a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Suntem la cina Domnului. Este seară și peste câteva zeci de minute vom încheia serviciul divin. Ne-am bucurat în timpul rugăciunii, am avut nevoie să ne rugăm. Ne-am bucurat în timpul cântărilor, apreciem efortul pe care îl fac cei care cântă, să ne conducă la cruce în închinare. Ne-am bucurat de toți cei care au contribuit la întâlnirea aceasta să fie închinată lui Dumnezeu. Predica aceasta aș vrea să surprindă următoarea realitate. Riscul de a fi sfinți doar la cină. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului este o experiență foarte profundă, însă poate deveni mecanică dacă ne închinăm lui Dumnezeu doar la nivelul trupului. O parte din Evanghelii vorbesc despre detaliile instituirii cinei Domnului, despre lucrurile întâmplate și despre persoanele implicate. Unele dintre persoanele acestea implicate au făcut lucruri care au avut un conținut negativ. De pildă, ucenicii Petru și Iuda sunt două exemple care, pe lângă toate lucrurile pe care ei le-au făcut, mai ales Iuda, au făcut lucruri care au rămas pe paginile Bibliei ca o avertizare solemnă pentru generațiile care urmează în Biserica lui Dumnezeu. Din frică, Petru s-a lepădat de Domnul Iisus. Din dragoste pentru bani, Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus. Întotdeauna când oamenii fac un lucru negativ, păcătos, ei întotdeauna au un motiv, chiar dacă este nevegherea. Frica este un lucru urât în inima omului, pentru că îl împinge să păcătuiască. Iar Petru este un exemplu. Petru nu pare un om fricos, însă întotdeauna bărbații, în mod special bărbații, când le este frică, în aparență sunt foarte curajoși cu scopul de a-și masca frica. Iuda l-a vândut pe Domnul pentru bani. O parte dintre teologii contemporani spun că Iuda a vrut să arate conducerii templului de la vremea aceea că Iisus este Mesia. Însă este greu să argumentezi punctul acesta de vedere. Aș vrea să mă opresc la fiecare dintre ei în contextul cinei
și să surprind câteva împrejurări în care ei au fost implicați, spunând, gândind sau făcând anumite lucruri, și să surprindem de aici, din exemplele acestea pe care eu le așez în fața dumneavoastră, faptul că întotdeauna când venim aici, devenim alți oameni. Este aproape normal să existe o mică diferență, pentru că aici, dintr-o dată venim în prezența Domnului, intrăm în închinare și ne concentrăm la lucrul ăsta, regretând tot ce nu e bine. Dar dacă aici suntem cu totul alți oameni, în comparație cu felul în care suntem afară, atunci acesta este un risc teribil de ipocrizie și va deveni un stil de viață cu care vom rezolva duplicitatea între aceste două roluri, în biserică și în afara bisericii. Am ales să vă prezint subiectul acesta ca pe un semnal de alarmă al tendinței pe care eu o văd să devenim din spirituali religioși. Spiritual înseamnă să trăim în fiecare zi în puritate. Religioși înseamnă să avem anumite obiceiuri religioase, sfinte, cu anumite ocazii, când venim la biserică, când este o sărbătoare, dar în rest, pur și simplu să fim alți oameni. Acesta este unul dintre marile riscuri. Este cina Domnului și nu o să intru în detalii, dar aș vrea să vă prezint acest risc al sfințeniei doar la biserică, al sfințeniei doar la cina Domnului. Haideți să privim la Petru mai întâi. Să-l privim pe Petru la cină. Domnul îi avertizează pe ucenici, la modul general, că vor fi confruntați intens cu riscul păcatului. Petru ia cuvântul și, punându-se în comparație cu ceilalți, el se proclamă pe sine invulnerabil și spune: dacă toți ar păcătui, eu nu voi păcătui. Să fie mândrie sau inocență? Să fie mândrie la baza acestor afirmații, acestei păreri de superioritate despre sine în comparație cu colegii lui, ceilalți 11 apostoli? Sau doar inocență și râvnă? Văzând îndrăzneala și angajamentul pe care Petru îl face, Mântuitorul este pus în situația să-i prezinte o perspectivă concretă și să-i spune: hei, omule, așa cum te vezi tu capabil și stăpân pe situație, tu te vei lepăda de mine de trei ori și un cocoș va cânta. Să știi că înainte să cânte, tu vei face lucrul ăsta de trei ori. Cu aceeași atitudine de super încredere în sine și chiar de superioritate, Petru l-asigură pe Domnul că este pregătit chiar să moară pentru el, nu numai să rămână tare. Să fie părere înaltă despre sine sau un angajament sincer? Haideți să ne uităm la Petru în grădină. Trimișii marelui preot, călăuziți de Iuda, au venit în grădină, fiindcă Iuda știa unde era locul de rugăciune al Domnului Iisus. Făcând parte din anturajul Domnului, Iuda știa unde merge Iisus să se roage, singur sau cu ucenicii. Și Scriptura ne spune faptul că Iuda vânzătorul știa și el locul acesta, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Oamenii aceștia vin, îl arestează pe Mântuitorul, îl leagă și sub escortă îl duc la curtea marelui preot, unde urma să aibă loc judecata religioasă. În momentul prinderii Domnului Iisus, Petru încearcă să-l salveze pe Domnul Iisus, să salveze situația, scoate sabia și îl lovește pe omul care încerca să-l prindă, să-l lege, să-l țină. Omul acela probabil că se ferește și reușește doar să-i taie o ureche. Și Domnul Iisus îi spune: știu că ai o intenție bună, dar folosește o metodă greșită, oprește-te.
Uneori scuzăm ce am făcut rău prin faptul că noi în mintea noastră am avut o intenție bună. Intențiile bune nu scuză metodele greșite. Întotdeauna când avem o intenție bună, să ne asigurăm că folosim o metodă bună ca și intenția, pentru ca să ne atingem obiectivul. Nu-i suficient în mintea noastră să vrem un lucru bun, dacă metoda pe care o folosim să realizăm lucrul bun este o metodă greșită. Metodele demonstrează mai mult decât intențiile noastre cine suntem noi. Pentru că intențiile vorbesc de viziunea noastră, dar metodele vorbesc de caracterul nostru. Ați putea să țineți minte treaba asta? Intențiile noastre demonstrează viziunea. Metodele noastre demonstrează caracterul. Viziunea se schimbă ușor. Caracterul? Greu. Haideți să ne uităm la Petru în curtea Marelui Preot. Este de-a dreptul lăudabil că Petru a mers după grupul celor care îl escortau pe Mântuitorul înspre curtea Marelui Preot. Asta ne ajută să înțelegem că omul ăsta a vrut să vadă ce se întâmplă cu Domnul și a mers la o distanță care îi asigura protecție, dar în același timp să-i poată urmări unde se duc. Și au intrat în curtea Marelui Preot. Biblia menționează cum a reușit el să intre acolo și vă aduceți aminte că el a fost identificat de o slujnică din curte că face parte din grupul intim al Domnului Iisus. Și femeia asta l-a confruntat și a spus: hei, tu ești cu el, ești ucenicul lui. Cu alte cuvinte, urmează să stai lângă el. Adică să fii legat ca el și să ți se întâmple ce îi se întâmplă lui. Și de frică, acest puternic bărbat și curajos bărbat a mințit. Nu-l cunosc. N-am nicio idee cine este el. Femeie, mă confunzi. Este un moment jenant și rușinos în viața unuia dintre cei mai mari apostoli ai creștinismului. Frica este un lucru pe care îl experimentăm cu toții. Petru, într-adevăr, se afla într-o situație unde trebuia să-i fie frică. Toți cei care aparțineau Domnului Iisus urmau să aibă aceeași soartă, pentru că ura conducătorilor față de Hristos și de grupul pe care el l-a inițiat era foarte mare. Însă responsabilitatea și poziția pe care o avea Petru îl obliga să-și asume riscul, nu să mintă și nu să se disocieze de Domnul spunând: nu-l cunosc. Dacă unul dintre membrii bisericii ar spune că nu-l cunoaște pe Iisus, noi l-am exclude. Pentru că se autodescalifică să mai fie un membru al unei biserici evanghelice. La baza credinței noastre este credința că Iisus este Domnul. Al cui? În primul rând al meu. Haideți să ne uităm un pic la Petru în momentul crucificării Mântuitorului. Știți că un singur ucenic a fost prezent și acela n-a fost Petru, a fost Ioan. De aceea Ioan a fost supranumit ucenicul iubirii, pentru că iubirea de Dumnezeu l-a împins să-și asume riscul și să stea acolo. Petru a fost acolo și a încercat să scape pentru că riscul era prea mare. Vedeți? La mijloc este cât preț ești dispus să plătești pentru Iisus. Până unde ești dispus să plătești? Ți se cere $100? Probabil că o dai. Ți se cere un an din viață în închisoare? Probabil că e prea mult. Ți se cere viața? Probabil că este mult prea mult. Petru a fost lângă Iisus în curtea Marelui Preot, dar era riscant să accepte în public că ei amândoi sunt mentorul cu ucenicul. Însă Ioan nu a fost, dar la cruce el s-a dus. Nu știu dacă a auzit de Petru sau nu, dar s-a dus acolo unde era într-un loc mai riscant decât în curtea Marelui Preot. Pentru că în curtea Marelui Preot Hristos n-a fost omorât, dar la Ghețimani a fost omorât. Și totuși Ioan și-a asumat riscul. Probabil că a zis: dacă o să mor, atunci mor odată cu el.
Petru nu și-a asumat riscul acesta. Vă întreb, cum putem să punem împreună afirmațiile pe care le-a făcut el în prezența Domnului la cină? Dacă toți, eu nu. Dacă toți o să-și permită, eu nu o să-mi permit. Dacă toți o să cadă, eu nu o să cad. Dacă toți se vor compromite, eu nu mă voi compromite. Dacă toți vor lipsi, eu voi fi prezent. Dacă nu o să mai cânte nimeni, eu o să cânt. Dacă nimeni nu o să mai facă lucrul ăsta, eu o să-l fac singur, pentru că totul este doar între mine și el. Cum se împacă afirmațiile pe care le-a făcut în contextul cinei, sub influența emoției circumstanțiale? Și când a plecat de acolo și s-a schimbat contextul, s-a schimbat emoția, s-a schimbat circumstanța, din bucurie, bucuria s-a transformat în frică, în perspectiva să fie închis, poate chiar ucis. Promisiunile lui Petru au rămas în urmă. Venim în casa lui Dumnezeu, ne îmbrăcăm cultural, ne comportăm cultural, cu alte cuvinte, într-un fel care se vede că suntem oameni credincioși, dar specific culturii noastre, că alții se îmbracă altfel. Când am fost la centenar cu 16 ani în urmă în Los Angeles să celebrăm 100 de ani de la 17 ani, de la înființarea mișcării harismatice a Bisericii Penticostale, erau acolo creștini din toată lumea. Păi să nu vă spun cum erau îmbrăcați unii și cum se comportau și ce făceau. Înțelegeți? Țeavă, țeavă, așa o conductă. Așa avea unul un instrument de cântare, de cântat. Era de aici până la Jason. Avea ușor 30 de fiți. El îl ținea de aici și un alt om stătea pe un scaun în față și capătul celălalt stătea pe umărul lui. Și din când în când predica Benny Hinn, din când în când îl apuca emoția și sufla în țeava aia. Și exact cum fac trocurile pe expres, dar alea care au claxon din ăla de ți se oprește motorul, așa făcea țuvloaia aia lui. Toată lumea tresăra, era foarte aproape de mine gura la țeava aia. Alții erau îmbrăcați caricaturistic, de prin Africa. Alții se trânteau pe jos și rămâneau acolo întinși și nu putea să te duci să bei apă sau la toaletă. Există o diversitate culturală. E bine, noi avem un anumit mod de a ne comporta când venim la biserică și întotdeauna intrăm perfect în rolul acesta. Dar când plecăm de aici, zilele trecute, cineva a găsit la baie o țigară electronică. La baia de aici, nu la baia de la McDonald's. Vă întreb, cine a adus-o? Băieți, știți ceva de treaba asta? Nu știți nimic, nu? Poliția de la Niles, mă gândesc că nu știe nimic. Și nu-mi permit acum să spun că am mai găsit câteva lucruri pe aici care n-au ce să caute aici. Dar din greșeală cei care le-au adus au uitat că vin la biserică și și-au dat seama în ultimul timp că nu pot intra cu ele chiar în sanctuar. În baie da, la toaletă da, dar în sanctuar nu. Că în sanctuar trebuie să fim de-a dreptul altfel, nu? Avem tendința să ne prefacem uneori. Și lucrul acesta nu este bun, ar trebui să ne schimbăm, nu să ne prefacem. Cel mai mare dușman în calea schimbării stă dreptul de a te preface, de a părea. În loc să te schimbi, să fii în realitate un alt om, tu doar pentru 2 ore la slujbă te transformi într-o altă persoană. Dar nu este nimic real, e doar ceva de aparență. Haideți să ne uităm la pocăința și întoarcerea lui Petru. Petru s-a pocăit în curtea marelui preot și a rămas împreună cu ucenicii și Domnul a iertat, Domnul a restaurat. Petru a avut puterea nu doar să regrete, Petru a avut puterea să se schimbe. Haideți să ne uităm puțin la Iuda, să-l vedem la cină, exact acolo unde a fost cu Petru. Domnul Iisus deschide subiectul. Și l-a deschis cu o eleganță
deosebită și a spus, unul dintre voi mă va vinde. N-a vrut să-l expună pe Iuda. Dar până la urmă, el atât de pierdut a fost, încât și-a permis să-l întrebe direct pe Domnul, Doamne, nu cumva sunt eu? Și sigur că Domnul, fiind confruntat, a spus, da, Tu ești. Dar Domnul n-a spus asta de la început, a vrut să-i protejeze reputația și a zis, cineva mă va vinde. În speranța că el va simți că e aproape să fie expus și se va pocăi. Dar el nu s-a pocăit. Predicile acestea pe care frații le rostesc de aici, uneori se ating de păcatele ascunse din viața voastră. Dumnezeu permite să se întâmple asta ca să vi se tragă un semnal de alarmă, dar fără să fiți expuși. Nu știe, încă nu știe nimeni. Încă sunteți băieți de treabă în fața comunității. Dar dacă nu înțelegeți momentul când Dumnezeu vă avertizează ca să vă opriți, cât încă mai aveți reputația bună și continuați să vă ascundeți, Dumnezeu într-o zi vă expune și vă faceți de rușine pentru restul vieții. Și oricând veți veni în mijlocul acestei comunități, toți vor ști ce ați făcut, pentru că n-ați avut minte să vă opriți la vremea potrivită. Așa s-a întâmplat cu omul acesta. Domnul i-a vorbit la modul general. Această bunătate a lui Dumnezeu este copleșitoare. El știe că dacă noi ne pierdem reputația, nu vom mai recâștiga niciodată. Reputația e un lucru pe care dacă îl pierzi, nu-l mai recâștigi la nivelul la care erai înainte să-l pierzi niciodată. Și el a spus un lucru la modul general și nimeni nu știa despre cine e vorba. Dar pentru că n-a avut minte și era pierdut cu gândul la bani și a permis să pună ridicola întrebare, riscanta întrebare, Doamne, nu cumva sunt eu? Și sigur că Domnul i-a spus, da, Tu ești. Și atunci toți au știut cine e, nu mai era nevoia să se întrebe fiecare, bă, Tu știi cine este? Haideți să ne uităm un pic la Iuda în casa marelui preot. Biblia ne spune că el s-a dus la mari preoți, la oamenii care conduceau templu, care erau extrem de compromiși și care îl urau pe Domnul că îi expunea fățărnicia lor, și s-a înțeles cu ei, a făcut un contract cu ei, în schimb unei sume de bani relativ mică, să-l vândă pe Domnul. El știa locul unde se va duce Domnul să se roage și i-a dus pe slujitorii marelui preot acolo în grădină, l-a descoperit pe Domnul, l-au arestat, l-au legat și sub escortă l-au dus în curtea marelui preot la judecată. Haideți să ne uităm în Ghețimani. Observați, atât de duplicitar a fost acest Iuda, încât a venit la Domnul Iisus, ca și cum nu s-a întâmplat nimic, și l-a sărutat ca un prieten. A folosit un gest atât de nobil pentru a face un lucru atât de murdar, atât de meschin. Băieți și fete, și mai ales fete, nu aveți încredere în gesturile de prietenie ale oamenilor din jurul vostru. Ascultați sfatul unui om care vorbește în numele tuturor celor care au vârsta mea de aici, inclusiv părinții voștri. Fete și băieți, dar mai ales fete, nu aveți încredere în promisiunile oamenilor. Nu, nu aveți. Nu vă bazați pe promisiunile lor, pe angajamentele lor, nu faceți asta. Pentru că riscul să nu fie adevărat e mai mare decât șansa să fie adevărat. Iar dacă ați pierdut un lucru pe care nu-l mai puteți recupera, atunci pentru restul vieții veți suferi. Asta nu se numește inocență, se numește prostie, iertați-mi îndrăzneala. Haideți să ne uităm la Iuda în timpul deciziei răstignirii Mântuitorului. Biblia ne spune că atunci când s-a făcut ziua, preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut un sfat împotriva lui Iisus, cum să-l omoare. Și l-au dus și l-au dat în mâna lui Pilat. În momentul acela, Iuda și-a dat seama, a apărut primul sentiment de regret în mintea lui. Însă n-a îndreptat în niciun fel lucrurile, doar a fost un regret în interior. Mulți se pocăiesc doar în interior. Nu verbalizează, nu exteriorizează, nu schimbă nimic în exterior. Au ei în inima lor acolo ascuns într-o cutie din metal, au ei ascuns un sentiment, o emoție, o idee, dar niciodată nu o manifestă într-o ieșire în față, într-un botez în apă, într-un angajament. Cui folosește treaba asta? Ce nu se vede, nu există.
Mă apropii de încheie spunând și despre pocăința lui Petru. Aș vrea să învățăm ceva de aici. Și ca să înțelegem cum trebuia Petru să se pocăiască, este bine să realizăm cum s-a pocăit tânărul care a plecat cu averea lui taică-său, supranumit fiul risipitor. El a realizat că situația în care se află e dramatică. Vă mai aduceți aminte? Când n-a mai avut bani să mănânce, dintr-o dată s-a trezit. Observația a fost expus și privat de împlinirea nevoilor fundamentale și dintr-o dată a realizat situația dramatică în care se găsește. Și Iuda a realizat situația asta. Aici azi la fel. Fiul risipitor și-a recunoscut păcatul. Iuda și el și-a recunoscut păcatul, a spus, am vândut sânge nevinovat. Fiul risipitor și-a mărturisit păcatul și Iuda și-a mărturisit păcatul. El a spus preoților, public. Fiul risipitor și-a asumat pedeapsa pentru păcat. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tatălui meu. Mă voi duce și mă voi comporta ca un angajat, ca o slugă. Ei, aici Iuda nu a mai putut să facă lucrul acesta. Și încă un lucru, fiul risipitor și-a părăsit păcatul. Iuda nu l-a mai părăsit. În loc de aceste două lucruri, el a mers și s-a spânzurat. Două lucruri vreau să menționez în încheiere. Primul dintre ele, nu este o soluție să ne ascundem și când venim aici să ne dăm drept alții. Nu o să țină mult lucrul ăsta. Pentru că Dumnezeu va fi așa de supărat încât ne va expune ca să vadă toată lumea care este adevăratul eu. Al doilea lucru, atunci când ne pocăim, trebuie să fie o pocăință care ne ajută cu ceva, adică o pocăință autentică, o pocăință reală. Că dacă folosim o aparență, un surogat și doar pentru oameni părem că ne-am pocăit, lucrul acesta nu ne ajută la absolut nimic. Dumnezeu acceptă doar pocăința veritabilă. Ați observat când venim din afara Statelor Unite sau intrăm într-o altă țară, în afară de țara unde trăim, întotdeauna pașaportul nostru este pus sub un scanner care se uită cu anumite raze la el să vadă dacă este autentic. Și dacă nu e autentic, cu ochiul liber nu se vede, dar sub aparatul acela se vede. Ei, Dumnezeu are aparatul acela în buzunar și tot timpul pune peste noi în fiecare secundă și vede cât de autentică este spiritualitatea noastră. Stimați frați și surori, este extraordinar faptul că suntem aici. Suntem în cel mai potrivit loc. Dar atunci când venim aici, suntem reali sau suntem așa doar pentru că am venit aici? Vă rog, suferiți întrebarea asta. Gândiți-vă profund la realitatea asta și puneți-o la inimă, că și dumneavoastră aveți un suflet ca mine, doar unul. Și riscul să-l pierdem e mare, iar șansa să-l câștigăm e și mai mare. Prețul este să fim autentici în pocăința noastră. Să nu fim pocăiți doar aici, afară miștocari, gagicari, umblăm cu fetele, promitem, umblăm cu țigări, cu droguri, umblăm cu lucruri sexiste, murdare, dar atunci când venim aici, dintr-o dată țop în cor și cântăm. Ascultați-mă, ascultați-mă, avem un singur suflet și Dumnezeu ne oferă har, dar toate au o măsură. De aceea, soluția e una singură, pocăința. Vă propun să stăm înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate, că noi suntem oameni imperfecți toți. Și în timpul acesta, când ne împărtășim cu marea suferință însângerată a Domnului Iisus, să ne luăm angajamentul de a fi autentici, aici ca acolo, acolo ca aici, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm, vom cânta dintr-o cântare atâta timp cât slujitorii vin la masa de cină și se pregătesc să aducă cina Domnului în fața poporului lui Dumnezeu din această seară. Bunul Dumnezeu să ne atingă inimile, să ne cerceteze și să ne binecuvinteze cu harul său. Amin.